Remember Doru Dinu Glăvan. Pe 16 martie 2018, 7 membri ai UZPR din Arad ne-am întâlnit la Biblioteca Județeană și am hotărât să ne constituim un grup conform statutului Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România. Atunci, la propunerea colegilor, am fost ales coordonator și l-am sunat în legătură cu decizia luată pe Doru Dinu Glăvan, președintele UZPR. A fost extrem de prietenos cu mine și m-a sfătuit ce trebuie să facem. Din momentul acela ne-am mobilizat cu toții să convingem cât mai mulți ziariști profesioniști din redacții sau pensionari să vină alături de noi. Așa se face că doar după câteva luni eram 19 membri cu acte în regulă. Realizările noastre l-au făcut pe președintele Doru Dinu Glăvan, cu care am mai avut discuții telefonice, să dorească o discuție cu noi. Acest lucru s-a realizat în 13 noiembrie 2018 în sala Astra a Bibliotecii Județene Adexenopol. Nu îl cunoșteam personal pe domnul președinte, așa că am avut emoții la prima întâlnire, mai ales că mi-a spus că va veni însoțit de câțiva colegi de la Timișoara. Mă gândeam că poate nu îl voi recunoaște, deși am văzut câteva fotografii și voi începe colaborarea cu o gafă uriașă. Cu atât mai puțin mă va descoperi domnia sa, pentru că l-așteptam în fața bibliotecii împreună cu mai mulți ziariști arădeni. Dar ca o minune ne-am îndreptat unul spre celălalt, ca și când ne-am fi știut de când de lumea. A fost atunci o discuție plăcută, ca între prieteni de breaslă. S-a bucurat că au fost prezenți toți membrii grupului nostru. Ne-am povestit despre proiectele pe care le aveam. Domnul președinte le-a apreciat și ne-a dat câteva sfaturi pentru a le duce la îndeplinire. Am avut și un dialog într-un cadru restrâns. L-am informat că am acceptat să fiu coordonatorul grupului doar până ce vom deveni filială, pentru că eu, din motive personale, mama avea 85 de ani și cum ieșisem de puțină vreme la pensie, trebuiam să stau mai mult pe la Prunișor, sat la 80 de kilometri de Arad, și va fi cam greu să mă ocup de buna funcționare a organizației. Domnul președinte, văzând poate și reacția colegilor mei din conducere, a spus: sunteți deja filială, dacă socotim și dosarele de la Arad aflate la Comisia de Atestare a UZPR. Cât despre conducere de la distanță, nu e nicio problemă cu tehnica de astăzi. Atunci am spus în glumă: vom fi ca județul Hunedoara cu reședința la Deva, și am râs cu toții. A fost prima întâlnire cu președintele Doru Dinu Glăvan și cred că a fost una reușită. Ca și sfaturile domniei sale. Dovadă este și faptul că zilele trecute a apărut a doua carte a filialei noastre, Jurnaliști Arădeni Selfie, pe care dorim să o lansăm pe 19 mai. Cu siguranță, regretatul nostru președinte și-ar fi dorit să fie alături de noi, așa cum a fost și la lansarea primului volum, Voci și vocații jurnalistice arădene. Din păcate, nu vom putea decât să păstrăm un moment de reculegere într-o aducere aminte și să spunem: Dumnezeu să-l ierte și să-l odihnească.